Încă o gunoiște neautorizată din municipiul Soroca a fost lichidată. În rezultatul unui reportaj realizat de SOR TV la sfârșitul lunii decembrie privind gunoiștea neautorizată din dealul Romilor, s-au sesizat mai multe surse media locale, dar și naționale. Mai mult, primăria municipiului și direcția gospodăriei locativ-comunale au decis să ia măsuri mai aspre privind aruncarea deșeurilor în această zonă. Astăzi de aici au fost evacuate mai multe mașini de gunoi, au fost instalate tomberoane și chiar au fost încheiate primele contracte cu localnicii. La lucrările de acumulare a deșeurilor au participat mai mulți romi care primesc ajutoare sociale și lucrează în folosul comunității municipiului. Băi, și nu a venit să strângă, să strălucească ca o stea frumoasă și luminoasă. Acum nu era de 10 ani aici strâns. Ia ca noi strângem. 10 ani, dar mai mult nu vrea de 50 de ani nu-i strâns aici. Lucrăm toți romii care primesc ajutoare sociale, lucrează în folosul orașului. Ca să fie pe ordine, oraș, să fie un oraș frumos, ca să vadă lumea că suntem într-un oraș curat. Nu mizerie să trăim. Oamenii ăștia care sunt în prejurime să nu mai aruncă. Cine să arunce, să plătească amenzi foarte mari. Strângem musuri și poate să mai facem aici. Nu te strâmba, spune așa. Strângem gunoi și poate lumea să mai facă. Strângem gunoi și strângem și e curat, dar ce să facem? Și ea ca aici de atât e că sunt toate aici aruncă. Pune primătorie și le pune cu de-a gheca lor. Și banii ele. Și banii ele. Ele, milioane ca aici, uite de cățurile, cum le-au făcut? Pe cățurile lui? Banii e milioane e, cu mașini ca învârtești să cheși banii. Banii cum e, milioane șerii ele când se duce la bancă. Și le amăgește că n-are bani. Eu vreau să spun la romanii noștri, care zvârli musura, și bă camera la stulpa ăsta, arată, a să pui, a și bă camera și a să plătească amend până la 3.000 de lei ștreaf. Cine a să zvârli pe jos dacă este canteneramu și nu a să mă strânge nimic, că voi trăiți aici pe împrejurul la casele ăștia mari clădirile care trăiesc voi. Uvajai, mă, țiganii, să abludați ce s-a dus păreadă, va cruc vașăh damah, va cruc vașăh teritorii, ne brăsați ce papala, pentru că делаți epidemia și будут болезни от вирусу коронавируса, и будут гузгани aici, cum spune. Крысы, будут крысы. Будут убирать никак, потому что, видите, все замерзнет и бросает. Богатые, а бедные должны собирать, которые здесь не живут. Как алали ром. Киди тумари мусуре, на карена луме калим по 500, по 600 лей. А канаки, а то ли ты карим бути. У маркиз, коер, котаря ли ром, ли бари, когда на катаря, ден или ром, эти киди тумари мусуре, ли 50 ди бырш. А ей на киди тумари мусуре. Anterior, pe parcursul ultimului an, primăria municipiului Soroca a intervenit de mai multe ori în această regiune pentru a discuta cu cetățenii privind necesitatea încheierii contractelor de evacuare a gunoiului, însă aceștia refuzau de fiecare dată. Gunoi este dat neautorizat la moment. Astăzi am hotărât ca să facem iar așa lucrări de evacuare a deșeurilor la gunoișele neautorizate, undeva în jur de 15 metri cubi, azi cred că s-a acumulat din gunoișele neodată. Astăzi, tot astăzi, instalăm 5 tomberoane la gunoișele date temporare până când vom construi o gunoiște de acumulare, să fac contracte cu persoanele fizice locatare care locuiesc în preajma gunoiștei date, din motiv că majoritatea n-au contracte și toată săptămâna asta noi ne-am ocupat cu alcătuirea contractelor cu cetățenii. La momentul de față, în jur, la 7-8 contracte, se lucrează, adică cetățeni care sunt acasă, care nu sunt acasă, și se lucrează în domeniul dat de alcătuirea contracte cu cetățenii. Majoritatea motivează prin faptul că n-au deșeuri, motivează prin faptul că e scump, adică 10 lei și acumulăm noi acum de la fiecare persoană care locuiește. Dar majoritatea motivează că n-au deșeuri. Noi nu avem nicio pârghie juridică, adică este articolul 181 alineatul 6, unde noi avem dreptul de a alcătui proces verbal și de a emite la Comisia Administrativă a Primăriei Municipiului Soroca de a lua măsuri, dar nu vreau să ne prezinte nici buletine, în bază, nu avem nicio bază, adică de a-i alcătui
proces verbal. Dacă în casă locuiesc... 4 persoane, 5 persoane, înseamnă 50 de lei pe lună. Și oamenii consideră că această sumă este... Da, eu le explic, dacă dumneavoastră considerați că e scump, acumulați deșeurile pe lună de zile lângă casa dumneavoastră și la sfârșitul lunii achitați cuiva 50 de lei, dacă sunt 5 persoane, și eu nu știu cine să evacueze cu 50 de lei deșeurile acumulate pe lună întreagă. Cantitatea de gunoi evacuată zilnic din oraș depășește de 3 ori norma zilnică, conform contractelor încheiate de Soroceni. Noi pe zi evacuăm undeva în jur la 120 de metri cubi. Cei ce după contractele care le avem noi cu persoanele fizice și cu persoanele juridice, eu am calculat, în jur la 40 de metri cubi pe zi trebuie să transportăm. Dar noi transportăm 120 de metri. Persoanele care nu au încheiat contract și vin toate și aruncă, îi poluează atmosfera, poluează apele subterane. Deșeuri sunt de 7 feluri, nu e un singur deșeu. Deșeu menajer ca atare nu e. Este deșeu biodegradant, este deșeu plastic, este deșeu sticlă, este deșeu periculoase. Iacă amuia noi cu, încărcăm, adică deșea, eu am găsit deșeuri periculoase, sirinci, medicamente, este deșeuri foarte periculoase și nu se aruncă. Și i-aș îndruma pe toți să alcătuiască contracte, de motiv că dacă cum ar fi contracte alcătuite, fiecare stradă vor fi instalate tomberoane de acumulare și transportare a deșeurilor. Potrivit reprezentanților Direcției Gospodăriei Locativ-Comunale, pe parcursul anului trecut de pe teritoriul municipiului au fost lichidate 7 gunoiși neautorizate și transportate în jur de 3.000 metri cubi de deșeuri. Pentru evacuarea gunoiului, primăria Soroca a cheltuit circa 200.000 de lei.